Bună ziua, astăzi o să fac un tutorial despre înlocuirea pernelor de aer cu arcuri. Pentru că am avut destul de multe probleme cu suspensia pe aer. Și vedeți ce susține mașina acum. Vedeți cum stă? Stă prea sus. Și atunci o să fac un video cu înlocuirea pernelor, suspensiilor pe aer și o să înlocuiesc cu arcuri, cu kit pentru arcuri normale, ca la orice mașină, să nu mai fie probleme. Da. Acum o să începem prima dată și prima dată. Trebuie să dați jos din bagaj, să ajungeți la chestia asta două, ca să ajungeți la pernele de aer și la rezervoarele de aer. Vedeți aici la partea dreaptă, aveți planoul de siguranță. Da. Deci am dat tot din portbagaj jos, ca să ajungem la perne de aer. Vedeți? Avem perne de aer acolo. Trebuie să ajungem la ele, curățați tot portbagajul. După care o să vedeți aici la tablou de siguranță. Ia să vedeți, mai facem un zoom. Aici la Air Suspension o să avem siguranța 79 și 87. Nu știu dacă o să le vedeți, dar pe asta am dat-o jos la 87 și aici la 70 și... Da, deci după ce am golit instalația, după ce am scos siguranțele, da? Am scos 79 și 87, atunci o să vedem cu cheie de 10. Așa, cu o fixă de 10. Da, după cum spuneam, cu o fixă de 10 o să venim și să golim instalația de aer cu o fixă de 10, da? 10 mm, vedeți aici. Dar înainte de asta o să trebuiască să ridicăm mașina sus. O ridic un cric la cârlig, după care două capre o să vină pus aici în spate, pentru că trebuie să dăm roțile jos. Și dacă o descărcăm instalația de aer, acum mașina o să se lase, o să ne creeze probleme la pus cricul, la pus caprele, la tot. Pun pauză acum, după care o să revin cu, după ce am ridicat mașina, să vă arăt exact unde am pus caprele. Am ridicat mașina. Vedeți? Am pus capra. Vedeți cum am pus capra aici? Are suport special acolo, să o ridicați. Ia să mă arăt. Uitați aici. Ia să vedem noi. Da. Aici vine pusă capra. Și roata e sus. Vedeți? Roata e sus. După ce ați ridicat-o, o să luați astea două, o să blocați roțile în față, da? O roată în față. Blocați o roată așa și o roată așa. Uite așa. Și acum aveți blocată roata față, aveți asigurat aici, vedeți? Așa, după care, după ce a scos siguranțele 79
și 87, parcă cele două siguranțe. Veniți aici cu o cheie de 10 fixă și dați drumul la aer. Goliți instalația de aer. Siguranțele trebuie scoase pentru că altfel compresorul o să pornească în continuu. Nu o să scadă presiunea la aer. Lăsați așa că trebuie făcut și partea cealaltă, la cealaltă sternă. Da? Deci la amândouă trebuie făcute în regulă, trebuie golită instalația de aer. Nu știu ce, nu facem zoom. După care dăm roata jos. Dăm o roată jos, după care o să dăm alta. Atât, pauză deocamdată, vedem după ce dăm roata jos. Da, după ce ați dat roata jos, vedeți, aici e perna. O să mergem sus. Și aici unde avem rezervorul de aer, perna. Vedeți? Sunt două clipsuri. Asta și pe urmă. Asta sunt un pic de zoom. Așa. Și o trebuiască să le scoateți. Clipsurile astea de aici. O să filmez eu imediat cum le scoateți mai ușor. Înainte de toate, trebuie să trageți perna asta afară. Da. Ridicați aici capacul de plastic, după care o să ajungeți la astea două clipsuri. Și o să trebuiască să le scoatem clipsurile. O să vă filmez imediat cum se scot afară, pentru că aici nu am poziție să țin și telefonul și cu șurubelnița să scot cablul de aici, vedeți, asta este așa și eliberați perna de aer, după care veți astea două clipsuri cu șurubelnița dreaptă. Astea vin scoase. Să opresc acum filmarea pentru că nu pot cu o mână să țin camera și cu o mână să... Da, am revenit imediat. Am scos clipsurile. Uitați, astea sunt clipsurile. Dacă face zoom. Păi, acum a făcut cumva zoom. Așa. Deci dați clipsurile afară. Scoateți furtunul cu aer din cap la pernă. După care o să trebuiască să veniți jos aici. Ia să văd eu cum pot să filmez. Vedeți, asta e perna. Și ea vine prins aici. De desubt are o siguranță. Ia să vedem cum o filmez. Cred că o vedem. Da. Da, am dat de să ocup perna de sus, de aici. Acum o să dăm perna de jos, de aici, de dedesubt. Ia stați așa, să vă arăt eu. Văd dacă pot să filmez. Ia să vedem. Hm?
așa de să facă zoom. Aici. Acolo. Deci aici avem o siguranță. Ia să vedem mai cum putem noi jos siguranța. Cu pai barul. Uite așa. Ia să vedem. Filmează acolo. Nu prea văd. Acum ar trebui să filmeze cumva. Despre barul acolo. Așa căzut siguranța, uitați-o. Asta e siguranța. Acum ridicați perna și atât, a ieșit perna afară. Da, deci siguranța vine de desubt acolo și vine pusă la perna așa aici. Exact așa vine pus aici. Am încercat să filmez, dar nu a mers filmare. În fine, voi trebuie să băgați un pry bar dintre ăsta, îl băgați pe dedesubt, dedesubt așa cumva, și dați siguranța afară. De aici, de la perle. Da, am dat perna jos, vedeți cum vine arcul. Așa vine arcul, el vine cu partea asta sus. Jos aici avem chestia asta. Vedeți? Asta intră aici. Atât. Vedeți? Și arcul o să vină așa acolo și cu partea asta sus. Să vă scot și partea asta. Dacă iese, nu iese, iese mai greu. Nu uitați. Asta o să vină sus. Asta vine sus asta. Sus așa. Ea vine băgată în arc, aici. Așa. Uite așa. Atât. Deocamdată o să trebuiască să dăm drumul la telescop, pentru că trebuie să împingem brațul în jos. În rest am dat senzorul jos. Senzorul l-am pus în van. Senzorul. Asta este senzorul. Asta este. Este original BMW. Da. Dar deocamdată o să am montat arcul. Ba da. Aici cum montați arcul, vă luați reper. Vă luați reper ca să-l așezați la fel, da? Jos aici, unde se termină spirala la arc, să-l luați, să-l montați la fel, aici. Vedeți. Cum trebuie montat. Sus aici la fel, să fie centrat. Și cam atât. O să trebuiască să desfaceți brațul ăsta. Asta o să trebuia să-l desfaceți și telescopul. Telescopul și cu brațul ăsta, atât. Asta și cu telescopul și nu mai aveți treabă. Atunci totul e ok. Totul în regulă. Centrați arcul. Unde se termină spira, țineți minte, să puneți și în partea cealaltă la fel. În rest, atât.